Pentru noi credincioșii, cuvântul despre venirea Domnului este un cuvânt de mângâiere. De mângâiere, așa spune Biblia. Zice, mângâiați-vă, nu zice, terorizați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Îngroziți-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Amenințați-vă, frați, știți ce să predică în general despre venirea Domnului? Oare pe tine venirea Domnului o să te ia? Vede, versetul 18, așa se încheie, zice, mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Eu cred în toată inima că așa spune cuvântul lui Dumnezeu insuflat de Duhul Sfânt, că pasajele care vorbesc despre venirea Domnului Iisus Hristos și toate evenimentele care sunt cuprinse în acest eveniment sunt o mare mângâiere pentru noi. Sunt lăsate ca să ne mângâie sufletele, care să ne întrească. Și sunt puține pasaje care ne motivează într-o asemenea măsură ca aceste pasaje care vorbesc despre venirea Domnului. Și aici ar fi un test important pentru noi. Venirea Domnului, când auzi de venirea Domnului, ceva care ți-aduce groază. Eu așa am fost obișnuit, când auzeam despre venirea Domnului sau predici despre venirea Domnului, frică, groază, anticristul, se întâmplă multe lucruri, foame, de ciumă, necazuri mari pe pământ, să tremurăm, să ne speriem. Biblia ce spune? Că cuvântul despre venirea Domnului trebuie să ne aducă ce? Mângâiere! Nu ce frică, teroare, groază, că vine Domnul, o să alergăm și noi ca necredincioși la munți, la stâni să cadă peste noi, nu spune Biblia așa. Citim din cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 13. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Amin. În această seară avem înaintea noastră un pasaj care vorbește despre răpirea tuturor credincioșilor, un eveniment care ne privește pe fiecare dintre noi și pe care sperăm să-l experimentăm. Bineînțeles, această speranță a aparținut tuturor generațiilor de credincioși, toți au sperat să fie ei generația care să fie răpiți, să nu fie cei care suferă moartea, dar cred că speranța noastră este întemeiată având în vedere toate evenimentele care preced această realitate a răpirii. Însă pentru că există anumite confuzii legate de acest eveniment, am dorit să ne uităm la acest pasaj care ne arată cum va fi această răpire a credincioșilor. Pentru noi credincioșii, cuvântul despre venirea Domnului este un cuvânt de mângâiere. De mângâiere, așa spune Biblia, zice mângâiați-vă, nu zice terorizați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte, îngroziți-vă unii pe alții cu aceste cuvinte, amenințați-vă, frați, știți ce să predică în general despre venirea Domnului? Oare pe tine venirea Domnului o să te ia? Oare tu o să fii răpit? Oare tu ești pregătit pentru răpirea Domnului? Asta ar putea să nu fii răpit, cei mai mulți nu sunt vă întreb, asta e mângâiere? Asta este amenințare. Biblia nu spune amenințați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Asta nu știu, poate găsiți prin Coran, dar în Biblie nu este lucrul acesta. Bun, să vedem ce spune Scriptura despre această răpire a tuturor credincioșilor. În primul rând, versetul 13, Pavel își exprimă dorința lui ca frații să nu fie în necunoștință. Nu voim, fraților, să fiți în neștiință sau în ignoranță. Și dimineața și acum repet acest lucru, Dumnezeu n-a vrut ca noi să fim în ignoranță, în necunoștință. Mai bine să nu știu. Nu, mai bine să știi. Pentru că cuvântul acesta care îți aduce cunoștință, îți aduce și mângâiere odată cu cunoștința. Dacă nu știi, trăiești în deznădejde, în necunoștință, în ignoranță și ești nemângâiat. Deci nu știi ce vine, nu știi ce o să fie. Așadar, poate ar fi bine din partea noastră pentru necredincioși care spun lucrul acesta să le spunem, măi, tu spui mai bine să nu știu ca să nu am vină. Măi, omule bun, dacă știi, cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care să-ți aducă mântuire și după ce îți aduce mântuire să-ți aducă și mângâiere. Cuvântul lui Dumnezeu nu este ca să te judece. Da, dacă nu crezi, te judecă, dar cuvântul lui Dumnezeu în primul rând este ca să-ți aducă mântuire. Și după ce ți-a adus mântuire, că ești mântuit, îți aduce mângâiere.